Panică în fața unei școli din Prahova după ce un urs și-a făcut apariția. Speriați că animalul ar putea ataca elevii care urmau să iasă de la ore, mai mulți localnici și-au luat topoarele și bâtele și au încercat să alunge ursul. Animal și-a făcut apariția în comuna prahoveană Cerasu. Ursul a fost văzut de localnici în apropierea unei școli. Speriați că animalul ar putea ataca elevii care urmau să iasă de la ore, oamenii au încercat să îl alunge. Înarmați cu topoare, bâte și pietre, localnici au sărit pentru a alunga ursul. La vederea lor, animalul s-a speriat și s-a retras în pădure. Primarul comunei susține că animalul a fost relocat în Prahova din Buzău și nu este încă obișnuit cu noul teritoriu.